Când curăți copacul neamului, da? În primul rând, curăți de tăti helea, de neam străneam, cine ce a făcut, cu ce s-a ocupat, mai ales dacă ai, te despachetezi ca mag și avrăjitoare, zic cum vrei, da? Ești pe drumul cunoașterii, ți se deschid, descoperă puterile, da? Știute, neștiute de tine, de neamul tău, de, da? Se transformă, se upgradează în timp, se urcă în lumină, în vibrații. Nu mai sunt cele care au fost, sunt altele. La nivel de ADN se schimbă, se transformă. Da? Curăți clear copacul neamului, cum știi, cum înțelegi, da? Te ghidează dinăuntru, ghizii tăi din afară, ce mai auzi, mai vezi, mai așa. Și normal că simți când ți se rupe tot, toate legăturile, cine ce-a făcut, de ce s-a legat, cu ce s-a ocupat, a apucat să clearuie ceva, să schimbe ceva, să rezolve sau n-a apucat. Rezolvi tu și schimbi, da? Asta înseamnă să treci prin războiul magic și să ți se întâmple una alta. Simți, da? Înveți să vindeci simțind prin ce trebuie să vindeci, începând cu copacul neamului. Și normal că tot ce clirui, zmulgi, arzi din tine, vizualizezi cu tarot, cu lumânare, cu tot ce, da? Cu șoapte, cu cum înțelegi și cum băbește, da? Cum descoperi lumea și lumea magică și cum înțelegi și ce ți se deschide din neam străneamul tău, cum, prin ce mijloace și în ce direcție să o iei. Normal că rudele tale, tu în primul rând treci prin ce, da? Numai tu știi cum ai fost dată de toți pereții și prin ce chinuri ai trecut la despachetare de mag, numai tu știi, da? Și fiecare om trece prin ce are de trecut, prin transformări și așa, dar mă refer la vindecarea și lămurirea copacului neamului, e important, nu știam că e așa de important, până n-am pățit ce am pățit, am trecut prin ce am trecut, bun. Normal, la ce nivel și cum simți tu că ți se zmulge, ți se rupe, ți se niște dureri nebune, da? Ajutată divin dinăuntru tău și din afară, ghidată. La fel și tot neamul tău. Ia-i la rând pe toți, da? Să fii pregătit, cea că a doua se simte acum, să fii pregătit, pregătită, rudele tale, unul a pățit nu știu ce, altul trece transformare, altul o săritură cuantică, a murit cineva, altul e pe masă de operație, altul nu e de, vai, ce am făcut, pe ce am apăsat, nu știu ce am rezolvat, n-am rezolvat bine, nu, ai rezolvat bine, acolo trebuia vindecat, curățat, lămurit, mai ales când te despachetezi ca mag și înțelegi că toate puterile sunt în brațele, îți cad din senin, te trezești cu regina neamului că ești, știi? N-ai de ales, sau regele neamului, reginul neamului. Adică ți se deschide ție puterea. Că mai ai frați, surori, că mai ai rude, copii, părinți, la tine nimerește greu, da? Și încep despachetarea, încep lămurirea, fiecare primește cumva. Omul se deschide, fiecare are abilități, am mai zis, fiecare e magul vieții sale, dar când e vorba de copacul neamului, cumva se întâmplă el care poate și pentru că poate și are de unde, da? Îi se aruncă în brațe tot, e un fel de tu o duci, na, ține. Da? Și începi să clirui, să vindeci și să fii pregătit, pregătită. Mai auzi ceva, acolo e, dincolo e, da? Așa se vindecă, cum te-a durut pe tine când s-a smuls din tine ceva și nu mai ai nevoie, energiile se transmutuie, da? Au, da?
Și ai trecut și tu prin ce a trebuit să treci. Așa și tot neamul tău să fii pregătit, pregătită. E ok, e ok. E câmpul tău energetic, se transformă. Fiecare e susținut divin, da? Când nu mai rezistă omul și trece prin dureri cumplite, tu știi prin ce ai trecut, e luat divin, da? Și sărit în alte lume. La un moment dat din senin, cum a apărut durerea sau boala, că așa îi zici, da, energetic, un blocaj energetic, așa și dispare. Nu mai trebuie să ai răbdare cu tot neamul tău. Bun, acolo. Asta vreau să zic. Pe urmă, mai e ceva. Săritură cuantică și începe zâza bâza energetică, se pornesc programelele de vrăjitori, de magi, de magie albă, de magie neagră, omul știe, nu știe, vrea, nu vrea, se pornește nebunia, da? De competiții, de competiții, nu competiții, cum îi zice? Da, îmi scapă cuvântul. Un fel de cum era în 3D, da? Se permitea să furi, să manipulezi energetic, magic. Ei, acum nu mai poți, nu se mai poate. Și omul îți răspunde, magul, telepatic, îl întreb, domnule, ești citav la minte că faci așa ceva zâza-băza în lume? Și îți răspunde telepatic, așa am trăit, am ce vrei de la mine? Ca și cum ar respira, da? Și atunci se întâmplă ce se întâmplă, omul trece prin ce are de trecut, cumva nu atât lupți cu el energetic, da? Cu cine sare și, nu, și te deranjează și tot vrea să deranjeze energiile, ci îl asiști în nebunia lui, nebunia ei. Înțelegi? E dur, distorsiunile sunt puternice, un mag adevărat trebuie să fie foarte citav la minte ca să aibă spațiu unde să fie dus cu mintea, da? Și dacă dă peste un alt mag și magul ălălalt e deștept și înțelege că ăsta trece prin niște transformări, domne, și nu trebuie să-i dai în cap pentru că a făcut nu știu ce el și așa are de trecut prin ce are de trecut și tot neamul lui se răsplătește mai bine, da? Îl asistă, un fel de, îl ajută dacă vrei, da? Un fel de compasiune trimite, da? Un fel de înțelege ce îi se întâmplă prin ce are de trecut. Vezi cum se dă de, să zicem, tu ai niște apărătoare energetice fantasmagorice și omul nu înțelege că în 3D nu era așa. Eu am mai zis, săritură cuantică, ești din alt aleaj. Transformări la nivel de ADN, de care, ce tot, da? E nebunie. Și omul a trăit așa și a fost super tare. Cei mai tari magi negri, magi albi, se trăsnește de tine și nu înțelege ce. Îi se duce mintea, domnule, cum adică? Se pune pata, cum adică? Până acum am putut, am făcut și am rezolvat. Da? Îi se pune pata și tu înțelegi unde e omul și... Da? Cei mai tari care au stat la baza 3D a magilor, da? Puterile. Da. Și e un pic de distorsiunile puternice și ai răbdare cu toată lumea cum se întâmplă și se transformă. Da? Da. Ești ajutat pentru că poți. Ești ajutat să susții, ajutată să susții lumea divin, să o susții în timpurile astea mai așa, cum ziceam înainte, de restriște. Da. Ce am vrut, ce e aici? Da. Higher priest, da. Intervenție divină. Ce să mai fac acolo? Bun. Da. Asta faci și, de exemplu, un mag, un vrăjitor, să zic așa, de magie neagră sau, eu știu, exemplu, a trăit toată viața, da, așa, a avut niște abilități, puteri totale, senzuale, sexuale, fantasmagorice, drămanul, apărea și, da, lumea leșina de drag ce era omul, nu conta cine e în zonă, mulțimea, un fel de guru, da, și omul a fost așa obișnuit, adică așa a trăit.
Și acum sare în lumea asta unde elementar, omul vrea să trăiască mai departe, adică să-și facă mendrele și să se lege de chakra a doua cuiva, să-i mănânce din banul omului. De marul magului. Că se trezește într-o lume unde sunt toți magi. Și Doamne ferește să dai în cineva. Idee nu ai. Când se trezește acolo un balaur de care n-ai pomenit. N-ai auzit, n-ai văzut. Și omul nu știe. Și da? Și se aruncă și nu înțelege. Da. Acum iese din turn și mai vrea să mai încerci odată. Dacă simți ceva energetic, zâza, băza, să știi ce se întâmplă, unde ești și vezi cum te clirui și te... Ok, n-ai treabă, nu se întâmplă nimic divin, ești susținut, susținută, dar lumea în jur se trezește, da? Și îți dai seama, săriturile sunt puternice a magilor care se trezesc din 3D, săritura cuantică și, da? Dărâmă, da, și... Cumva poți să simți energetic, au, da? Să știi unde ești. Fără panică, am mai zis, fără panică și imediat toată panica, da? Se activează. Bun. Încoțite, da. Prostul e răsturnat și... Da? E bestia, de fapt, bestia. Și se răstoarnă prostul, da. Bun, și ce am mai vrut să văd încă ceva? Mm-hmm. Da, n-ai cum să... Asiști. Acolo ești, pentru că poți. Asta știi, asta poți, asta faci. Da? Da, tu știi, da, am înțeles, am auzit întrebarea. Credeai că doar tu clirui copacul neamului și tot ce simți, ce te doare și se transformă, e doar tu simți, nu? E și, ai să auzi și neamul tău, da, rudele tale. Da, prin ce trec și îi asiști, știi despre ce e vorba, ai grijă iar copacului, da. Da, marele preot, uite, apărut aici. Acolo ești susținut divin, ajutat, da, e ok. Ce am mai vrut, da, astea. Aici niște cuvinte gradiu pe seara de asta. Nu cred că mai intru ceva să ne distrez. Da. Nu uita că-s programele în fiecare om, ești mag. Tu ai puterea să transformi, dar nu poți să o transformi, omul nu poți să-l transformi, îl vezi că e nebun, îi se duce pata, vrea să cu orice preț, moare, domnule, dar să vadă până la urmă, să trăsnească, să lămurească, să rezolve, da? Și tu vezi și înțelegi că omul ies la suprafață, programelele se zbat acolo într-o energie, energia pură a intrat în niște programele de mag, din 3D care, așa, și înțelegi, și tu transformi, tu faci diferența, da? Și transformi lumea. Dar nu poți să o transformi până nu simți. Tu dacă simți că omul e, da? Și dai în el energetic cu știrea ta sau fără știrea ta, cu vrerea ta sau fără. Da? Un fel de... Se aruncă în energiile tale și până moare, până nu, da? Și tu dinăuntru tău poți în timp să schimbi una alta, să ții în lumină așa ceva până se dizolvă. Poate că are noroc ăla care se trăsnește de geamul tău energetic să rămână în viață până la urmă, cât apuci tu să transmutui. Cam mai zis, asta nu e la comandă, dar la comandă e... Aș mânca o prăjitură de nu știu cum și nu știu ce. Și te duci în oraș și chiar aia care nu s-a mai văzut, da? Numai din copilărie ții minte. Ceva, o prăjitură, ca un rulou așa învelit,
un fel de halva cu unt, cu nu știu ce, îți aduce aminte din copii. Fiecare ce a văzut, a simțit, a gustat, da? E așa. În clipa asta, azi să vezi, să te duci undeva și să guști așa ceva, ce n-ai mai mâncat de 100 de ani, da? Ori în relație și în tot ce se întâmplă pe plan mai complicat un pic, un pic trebuie să ai răbdare, un pic trebuie să... Privesc lumea cu înțelegere și pace. Când renunți la ideea de sufletul meu, în ghilimele, ai parte de o transformare nelimitată. Dincolo de suflet mergi. Da? Frumos. Sunt treaz, sunt conștient, sunt un flux precum apa. Uite ce frumos. Da, curge cu ușurință, fără întrerupere. Pot să opresc timpul când absorb mai multă energie decât cedez. Să opresc mai multă energie decât... Pot să opresc timpul când absorb mai multă energie decât cedez. Dar e vorba de a transforma, dar trebuie să ai forța necesară să absorbi toată cacul, dumacul și să transform, știi? Decât să dai un fel de cu dragoste și cu... Da. Viața este abilitatea cosmică de a manevra timpul și energia. Farmoza! Ok!